În limba noastră, remediem greșeli gramaticale și ne întărim forțele interioare. Bun regăsit, dragii mei, mi-era dor. Bine ați revenit din vacanță, Antonia, Gabriel. Bun regăsit. Bună ziua. Bine ați venit. Iată, odată cu venirea toamnei, reluăm rubrica de gramatică de la emisiunea În limba noastră. Apropo, cum se scrie copii odată în fraza pe care eu tocmai am rostit-o? Eu știu, doamna Luiza. Se scrie odată. Se scrie odată, adică împreunat. Împreunat? Pentru că este adverb. Și răspunde la întrebările când sau cum. În cazul nostru, răspunde la întrebarea când. Așa este, foarte bine, Gabriel. Regula spune că scriem odată într-un singur cuvânt atunci când este adverb și poate avea următoarele sensuri: concomitent, cândva, brusc, imediat, odinioară și așa mai departe. În cazul nostru, odată cu venirea toamnei, concomitent cu venirea toamnei, în același timp cu venirea toamnei, împreună cu venirea toamnei și așa mai departe. Scriem o și dată, adică despărțit. Când? Avem exemple? Aveți vreun exemplu de acest gen? Eu am, doamna Luiza. Voi fi și eu odată băiat mare. Asta este adverb. Aici avem un adverb, deci se scrie împreunat. Da, împreunat. Eu voiam să aud de la voi un exemplu pentru o și dată, adică două cuvinte, o scris separat, atunci când este numeral, prin urmare, și răspunde la întrebarea cât. O singură dată. Haideți să găsim o frază, o propoziție. Vara aceasta a mers la mare odată. Bravo, așa este. În acest caz scriem despărțit. O și dată. A fost odată ca niciodată. A fost odată ca niciodată, aici scriem împreunat, așa este, Antonia? Da. Da, formula de incipit din povești. Iar pentru odată scris despărțit, Antonia? În iarna aceasta mergem la munte odată și gata. Odată și gata! Nu mai mergem și a doua oară, pentru că nu se poate, mai avem și de studiat. În cea de-a doua parte a emisiunii noastre, partea dedicată conversației în limba română, vorbim despre începutul noului an școlar, pentru că a început școala. A început școala! Specialiștii spun că elevii asociază începutul de an școlar cu reîntâlnirea cu prietenii, cu temele obligatorii, cu trezitul de dimineață, cu veselia din curtea școlii. Haideți că este și plăcut! Sunt multe motive frumoase pentru care noi ne bucurăm că a început școala. Dar îmi doresc să știu, cum vedeți voi începutul de an școlar? Ce înseamnă pentru voi acest moment? Pentru mine, faptul că începe școala înseamnă mare bucurie. Mare bucurie! Revederea prietenilor, desigur. Desigur, și revederea prietenilor este un prilej de bucurie. Alte motive pentru care noi ne bucurăm sau ce simțim noi că a început anul școlar? Pentru că în anul ăsta o să învăț foarte multe chestii noi. Foarte multe lucruri interesante, așa. Spectacole multe și cu școala de dansuri, grupul Vatra, acolo unde sunt elevă. Iată, în paralel urmați cursuri și de dansuri sau alte activități frumoase. Succes, Gabriel! Dar și în spectacole de teatru de limba română, pentru că facem și asta la școala Vatra. Bravo! Și asta facem noi la școala Vatra, ne pregătim temeinic pentru următoarele spectacole în limba română. Oh, multe înseamnă noul an școlar, vom mai vorbi despre asta, pentru că într-adevăr voi aveți multe de spus în legătură cu începutul de an școlar, este un subiect complex, așa că mai lăsăm și pentru data viitoare. În încheiere, eu vreau să vă spun ceva foarte important pentru ca voi să aveți rezultate frumoase la școală. În general, un copil trebuie încurajat să citească măcar o pagină pe zi. O pagină. Vi se pare mult? Nu. Nu este deloc mult. Citind însă, copiii își dezvoltă capacitatea de comunicare, care este încă insuficientă la vârstele voastre, inclusiv din cauza dependenței de gadgeturi. De gadgeturi, da? Uneori sunt utile, de aceea noi le avem prin preajmă în acest moment. Dar nu tot timpul, așa că noi trebuie să continuăm să citim. La vârsta voastră, cărțile sunt importante, cititul este extraordinar de benefic, vă dezvoltă inclusiv vocabularul și de asemenea, voi trebuie să citiți ceea ce vă place, mă refer la lectura suplimentară. Bineînțeles, părinții trebuie să fie totuși în cunoștință de cauză în legătură ei, trebuie să știe ce anume, ce preferințe aveți voi, dar este bine ca
elevii să fie încurajați să citească ceea ce le place lor, de exemplu cărțile de aventură, ceea ce vă atrage pe voi. A citi o pagină pe zi este echivalentul recomandării de a consuma 2 litri de apă pe zi, ca să înțelegeți câtă nevoie are creierul nostru de lectură. Exact atâta pe cât are nevoie organismul nostru de hidratare. Prin urmare, este foarte important. Eu vreau să facem acest pact. Ce părere aveți? Până la filmarea următoare, voi să citiți în fiecare zi câte o pagină și mai apoi, când noi ne vom întâlni aici, să-mi povestiți ce ați citit, ce v-a plăcut în lectura pe care ați ales-o și așa mai departe. Bineînțeles, în limba română. Batem palma! Zis și făcut! Zis și făcut! Desigur! Eu vă mulțumesc pentru participare, vă urez succes! Această emisiune este realizată de elevii din Atelierul de Limba Română și Comunicare din cadrul Asociației Primo Paso din Torino, cum spuneam, în parteneriat cu revista Inspirație Românească și împreună cu Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Emisiunea noastră are ca obiectiv educația în limba română și promovarea valorilor țării noastre. La bună revedere și bună reauzire tuturor! Împreună, pe data viitoare... La revedere! În limba noastră!